Ziua Universală a Copilului a fost marcată și în acest an la Reghin. Grădinița Voinicel, singura afiliată UNESCO, a organizat un adevărat spectacol cu această ocazie. Casa de Cultură a Tineretului George Enescu a fost arhiplină ieri după amiază. Copiii au pregătit o sărbare prin care au punctat importanța acestei zile, dar au și învățat ce înseamnă de fapt să fii copil, să ai drepturi și să fii respectat, indiferent de vârstă. Bineînțeles, spectacolul a fost pe placul piticilor, dar și al spectatorilor. Cântece, poezii, scenete și multe zâmbete sincere au venit de pe scenă din partea micuților. Are mâinile încrețite și când ține săptămâna, nu le vezi că sunt obosite. Și pentru că data de 20 noiembrie este declarată de către Organizația Națiunilor Unite Ziua Universală a Drepturilor Copilului, evenimentul de ieri s-a bucurat chiar și de prezența inspectorului școlar general, dar și de alte personalități județene și locale. Sunteți minunați că aveți asemenea copii. Vă felicit că sunt sănătoși, să ne bucurăm, să mulțumim Bunului Dumnezeu că îi vedem pe scenă și nu într-un pat de spital sau într-un scaunel cu rotile. În fiecare zi ar trebui să zicem un Tatăl nostru pentru acest lucru, pentru că numai când poți face comparație cu multele nenorociri din jur, putem realiza ce fericiți trebuie să fim și totuși nu suntem întotdeauna, pentru că ne preocupă lucrurile cotidiene din fiecare zi. Eu o felicit pe Sorina și toate cadrele didactice pentru că ne-am dat seama câtă răbdare trebuie să-i aibă, numai să-i aranjeze pe scenă, dar să-i mai învețe și poezii și cântece. Și vă mulțumesc că ne ajutați, avem cel mai bogat oraș și municipiu din județ în activități culturale, în activități de învățământ, în activități de orice fel, suntem extraordinari, datorită dumneavoastră. Sunt încântată să particip la astfel de evenimente care implică copiii, mai ales că suntem adulți și mai mult decât atât suntem dascăli și suntem responsabili de ceea ce se întâmplă cu copiii noștri. Avem obligația, datoria de a-i ocroti, de a le asigura toate condițiile pentru ca ei să se dezvolte într-un mod armonios, frumos, pentru ca să devină cei pe care ne vom sprijini mâine. Dar bineînțeles, cea mai implicată în această activitate și probabil cu cele mai mari emoții a fost chiar inițiatoarea proiectului, directoarea grădiniței Voinicel, Sorina Sav, care a explicat cât de importantă este această zi atât pentru copii cât și pentru noi, adulții. În 1946 s-a stabilit ca 20 noiembrie să fie ziua universală a drepturilor copiilor, s-au și adoptat drepturile copiilor, dreptul la educație, dreptul la cultură, dreptul la viață, dreptul de a avea părinți alături de ei, nu cum sunt acum plecați, pe meleaguri străine. Deci dreptul la o viață mai bună. Și noi încercăm să oferim Măriei sale copilul tot ce-i mai bun. Toate evenimentele care sunt în calendarul UNESCO le sărbătorim cu drag. Ne implicăm, sunt tot felul de proiecte și programe de educație ecologică, de educație pentru drepturile omului, datini și obiceiuri, iar acum se pune un mare accent pe respectarea tradițiilor și respectarea rădăcinilor. Grădinița Voinicel desfășoară astfel de activități de 12 ani încoace, iar data de 20 noiembrie a prins de ceva timp o semnificație aparte pentru copiii de la această unitate preșcolară. Tocmai de aceea, activitățile de acest gen vor continua la Grădinița Voinicel.